Bună, dragii mei! Iată-ne din nou împreună astăzi. Ați văzut că azi noapte eu v-am demonstrat acel minunat ritual de deslegări, de farmece, de blesteme pentru toți cei care v-ați uitat. Cu ocazia asta vă mulțumesc. Astăzi sunt destul de obosită, dar asta nu mă oprește să vă arăt și să vă fac din nou o prezentare specială de data asta, cu această sferă minunată în care eu pot să văd viitorul persoanelor, să zicem așa. O să vă fac două variante în general pentru toți cei care vă uitați la acest video. Cu această ocazie eu vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți, vă pup, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și bineînțeles că vă doresc tot binele din lume și din univers. M-am gândit să vă prezint această sferă minunată, dacă puteți să o vedeți cât este de minunată. Am primit-o cadou de la o prietenă de-a mea de aici, din Italia, care se ocupă cu lucruri care mă ocup și eu, bineînțeles, cu energie, cu multe alte lucruri care doar noi, oamenii cu capacități și cu puteri, putem să le facem. Deci v-am spus că voi începe o prezentare, da, acest filmat, pentru toți cei care vă uitați, bineînțeles, să vă alegeți prima și a doua variantă. Eu mă voi concentra, în general, pentru prima variantă, să vedem, dragii mei, ce aș putea să văd eu în această minunată sferă despre viețile voastre. Să începem să vedem. Aici sunteți multe persoane singuri, da? Aveți parte de singurătate din cauza că ați fost trădați, ați fost mințiți, ați fost înșelați. În special femei, da? Se referă la femei care, chiar dacă ați avut o căsnicie sau o relație, partenerul v-a păcălit, v-a înșelat, v-a mințit, v-a trădat cu o femeie blondă cu ochi albaștri. Mulți dintre voi din această variantă, dragii mei, veți avea o schimbare de loc de muncă, veți avea o schimbare, să zicem, benefică pentru toți cei care vă uitați la acest video și vă încadrați. Această schimbare o așteptați de mult, până acum nu a venit, ia uitați-vă că acum va apare această schimbare, cât de repede, până la sfârșitul acestei luni, începutul lunii septembrie, veți avea o schimbare benefică, da? Toți cei care vă uitați și vă încadrați în această lectură. Dacă aveți probleme de sănătate, mai mult din partea stresului, încercați să luați niște vitamine, să vă învigorați corpul, da? Să luați niște vitamine, niște seruri minerale, pentru că nu are nicio legătură cu probleme foarte grave. Aici este, corpul dumneavoastră are nevoie de ceva vitamine, de ceva seruri, ca să vă puneți un pic pe picioare. Poate sunteți prea stresați, stresate sau prea obosiți, să zicem așa, nu dormiți. Bine, că și căldura de afară, vă dați seama, nu vă lasă să dormiți. Haideți să vedem ce vi se mai arată. Toți cei care stați la casă, aveți un gard în fața casei, un gard de lemn, da? La intrare pe o străduță aveți pom și de o parte și de alta, mai văd și ceva flori, o căsuță mică undeva la țară, ceva neînțelegeri pentru această casă cu familia, da? Cu frați, cu surori, cu rude, orică această casă cineva vi-a lăsat o moștenire, da? Pe un testament, pe un act, pe ceva. Și sunt persoane care vor această casă, sunt mulți care vor să construiască ceva în acest loc sau să mărească casa, aveți ceva neînțelegeri, veți ajunge la o judecată, la un proces cu familia, cu neamurile, da? Toți cei care aveți asemenea probleme și vă încadrați, să știți că veți ajunge, dragii mei, la o judecată. Veți ajunge să vă judecați pentru această casă, va începe un război între voi și neamurile de sânge pentru această casă. Dacă sunteți la începutul unei relații și ați cunoscut pe cineva, aveți foarte multe semne de întrebare, vă este frică, da?
chiar dacă sunteți femei sau bărbați, dacă sunteți femei, ați întâlnit un bărbat cu părul brunet, înalt, bine făcut, și sunteți doar la începutul relației și aveți anumită frică de această relație, pentru că în trecut probabil ați suferit, ați fost dezamăgite și dacă sunteți la început, vă faceți tot felul de, vă puneți tot felul de semne de întrebare, vi se pare suspect acest om, poate că nu vă dă atenția cuvenită, poate că este un pic mai rece, mai distant. Dacă sunteți bărbați, la fel aveți lângă trupul dumneavoastră o femeie brunetă cu părul lung până aici, la începutul relației. Această femeie este mai jucăușă, mai șmecheră și aveți frică să nu vă păcălească, dar este caracterul ei de așa natură. Eu vă spun să stați liniștiți, că mi-apare și o anumită protecție pentru toți cei care vă încadrați. Și va fi bine doar să vă deschideți un pic mai mult sufletul, da? La unii dintre voi va apare un bolovan, niște greutăți în viețile voastre, aveți ceva greutăți ori la locul de muncă, ori în viața personală, ori în familie, ceva greutăți, cărați acest bolovan cu voi, ca și cum greutățile voastre le cărați după voi și nu știți cum să scăpați. Eu vă dau un sfat, mai lăsați și pe alții să se zbat, da? Sunteți persoane care vă zbateți prea mult și cărați greu la toți. Voi ar trebui să mai lăsați și pe alții să se zbată, să vă gândiți un pic mai mult la voi, pentru că nu este bine. Din cauza asta poate să se activeze în viața voastră anumite boli din punct de vedere al sănătății, pentru că vă stresați foarte mult, munciți foarte mult, tot ce se întâmplă acumulați și nu este bine. Gândiți-vă un pic, pentru că viața asta pe pământ oricum este scurtă, trebuie să ne gândim și la noi. Ne distrugem oricum cu mâna noastră, cu tot felul de vicii, alcool, tutun, alții droguri, alții ce știu eu, dar și stresul. Stresul e mai periculos și decât alte lucruri, da? Dacă aveți ceva de făcut, ceva intervenții chirurgicale, ceva operații, nu vă temeți că va fi totul bine pentru toate persoanele care au de făcut ceva operații, ceva anume. Eu vă spun că aici apare o protecție și sunteți protejați, nu vă gândiți că este ceva foarte grav, nu stați speriat, este ceva normal să vă fie frică. Eu vă spun să nu vă fie frică pentru că va fi bine, da? Pentru cei care sunteți necăsătoriți, oricum va apare vergheta. Două puncte, două zile, două săptămâni, două luni, oricum vergheta vă iese pe drum, da? Sortitul, soarta vă apare, dar trebuie să fiți foarte atenți cum vă comportați, da? Să nu faceți vreo greșeală, să nu... Deci oricum vă veți da seama, pentru că soarta aveți, mulți dintre voi aveți, da? Mai sunteți și care aveți cununii legate, că se vede două lanțuri legate una de alta cu un lacăt. Sunteți și persoane care aveți cununile legate, dragostea legată, de aceea eu aseară v-am arătat cum se lucrează și se face descântece de dezlegări. În cazul în care aveți nevoie, căutați-mă, dacă nu găsiți răspuns în altă parte, la preot, la psihologi, în altă parte unde umblați, căutați-mă pe mine, vă pot învăța, doar că trebuie să aveți răbdare, da? Ce se mai poate vedea aici, ia să vedem. E. Vi se fură ceva din casă, atenție mare pentru unele persoane. Din nefericire aici nu pot să văd inițiale, pot să văd umbre, pot să văd cum le văd eu și vă spun ce văd, nu se vede inițiale. O să aveți o pagubă la casă, un furt, cineva vă fură ceva, lucru de valoare, să poată să fie și bani, atenție mărită, da? Poate cât de repede se poate întâmpla lucrul ăsta, o hoție, o pierdere, un furt la casele voastre. Cineva să vă fure ceva, să vă păgubească de bani sau să vă ie ceva lucru de valoare din casă. Aveți foarte mare grijă când plecați, închideți ușa bine sau dacă aveți persoane de încredere, lăsați-le pe ele să vă aibă grijă. Dacă nu, vă spun că atenție mare, că cine vă fură e ca și cum nici nu vă așteptați. Da? Nu bănuiți, se referă la o femeie, nu bănuiți că această femeie vă poate fura din casă ceva anume și nici nu va recunoaște, bineînțeles.
V-am mai spus, toți cei care aveți proces veți avea, deci spuneam de acea casă, da, care mi s-a arătat că veți avea ceva judecată pentru casă. Aici mai mi-apare că toți cei care aveți un proces trebuie să vă schimbați avocatul, avocata, pentru că vă duce pe drumul greșit și nu rezolvați nimic decât dați niște bani fără să rezolvați absolut nimic. Mă refer la persoanele care aveți un proces de ceva vreme, de ceva timp. Foarte mare atenție, vă spun, să vă schimbați avocatul, să schimbați tactica, pentru că vi le lungește lucrurile și nu o să ajungeți niciunde bine. Se mai poate vedea un cap de lup, aveți ceva persoane invidioase, chiar și ură și minciuni, da? Cu acest cap mare de lup. Hai să ne uităm un pic și pentru voi la îngeri, să vedem ce vă spun îngerii pentru această variantă. Vă spune Arhanghelul Geremia că o să fie totul bine, da? Totul bine, dragii mei. Să vă rugați foarte mult la Univers, să chemați în viețile dumneavoastră îngerii călăuzitori, chiar și îngerii păzitori, pe Sfântul Geremia, pe Îngerul Geremia, mă scuzați, Arhanghel, de fapt, Arhanghelul Mihail, Gabriel, Rafael, pe cine simțiți dumneavoastră că aveți menirea să chemați, chemați în rugăciunile voastre, când faceți o rugăciune în casă, chiar dacă aprinde sau nu aprindeți lumânare, dacă aveți saltire, este și mai bine, chemați îngerii în ajutor, vă poate ajuta. Da? Să ne uităm un pic și pentru cei din a doua variantă, dragii mei, să vedem la voi ce se poate vedea, ce umbre mi-arată, ce figuri, ce... Veți fi mirese. Multe dintre voi, femei cu trenă lungă, ca o roche de mireasă, da, veți fi mirese, cât de repede veți face nuntă, veți fi foarte fericite, dacă încă nu sunteți cu cineva, veți întâlni acea persoană minunată, șatenă spre blondă, cu ochii verzui, care vă duce la altar, da? Este o nuntă, o nuntă minunată, frumoasă, cu noroc, cu succes, da? Probleme de inimă pentru mulți dintre voi, mare atenție, dacă aveți... Ce știu, sau poate nu aveți, poate nu știți, dacă organismul vă dă ceva semne, amețiți sau mai știu ce, încercați să mergeți să vă faceți un control pentru că aveți ceva probleme la inimă. Eu văd aici o venă înfundată, da? Deci și pe viitor va fi foarte grav dacă nu vă controlați, pentru că există șanse de un infarct. Pisici, foarte multe pisici, foarte multe persoane false în jurul vostru, da? Pisici mai mult de culoare închise, nu sunt pe fundal alb. Aveți persoane false, persoane perverse, da? Dacă sunteți femeie, aveți aceste persoane în jurul vostru, poate să fie familie, poate să fie prietene, pisicuțe care sunt și lingușitoare, dar sunt și false, nu sunt de prietenie. Dacă sunteți bărbați, la fel, aveți aceste femei care vă bârfesc, sunteți un bărbat care vă place să stați în centrul femeilor, în mijlocul lor, și aceste femei sunt șmechere, sunt coațe. Atenție! Aveți grijă să nu vă curentați, da? Să nu vă, ce știu eu, reparați o priză, faceți ceva în casă, lucrați cu curent. Eu văd aici un scurt circuit și văd un bărbat care se curentează destul de grav. Aveți mare, mare grijă cum lucrați cu curentul, să nu cumva să fiți uzi pe mâini, să fie ustensilele de lucru izolate, pentru că există șanse mari să vă electrocutați sau la locul de muncă, Doamne ferește, da? Pentru unii vă cade anumite cumpene, de multe ori cumpenele în viață trebuie să le depășim, da? Ce știu eu, Doamne ferește să nu cădeți de la înălțime, să vă scrântiți un picior, să vă rupeți o mână și asta poate să fie un fel de cumpănă. Sunteți predispuși să aveți unele mici cumpene, unele mici ghinioane, unele mici blocaje, fiți foarte atent pe unde mergeți, atenție mare cu soarele sau atenție dacă aveți amețel sau atenție dacă vă grăbiți, pentru că aici apare persoane cu picioare rupte, cu mâini rupte, cu capuri sparte. De ce nu, Doamne ferește, cadeți de la o înălțime, vă rupeți o coastă, ferească Dumnezeu, mare atenție!
pe unii dintre voi vă prinde grindina pe stradă, furtună, da? Vă văd că vă acoperiți așa capul și vine din cer grindina. Atenție pe unde mergeți, dacă vedeți că timpul este nefavorabil, încercați să nu stați afară, încercați să intrați undeva, să vă acoperiți, pentru că dacă apare această grindină, bine, eu nu vă să aveți capul sparte sau ceva, dar mai mult vă acoperiți, o ploaie puternică, chiar și cu grindină, destul de mare grindină, ați văzut că timpul ne face figurii, clima a luat-o razna, totul este luat razna pe pământul ăsta, da? Hai să vedem ce se mai poate vedea. La casele voastre, unii dintre voi aveți ceva aruncătură la prag uși, da? Dacă aveți un prag așa mare, mai ales de cauciuc din ăla cu găuri, să știți că ați avut ceva aruncat în ușa voastră, să nu vă mai înțelege, să vă certați, să aveți probleme, bătăi, certuri, scandaluri, chestii de genul ăsta, chiar și boli, neînțelegeri în casă. Cineva care locuiește cu voi în bloc, un vecin care probabil voi stați la etaj mai sus și dânsul stă mai jos, poate chiar la partier sau la etajul 1, ați avut ceva altercații cu această persoană care are și mustață. Și are și niște ochelari, mi se pare mie aici, poartă ochelari, ați avut ceva, ceva din trecut, ceva certuri și vi-o arunca cu ceva spurcătură la ușă, cu ceva lucruri necurate. Și dacă vă puneți întrebarea de ce vi se întâmplă toate aceste evenimente neprevăzute în casele voastre, este din cauza acestei persoane care locuiește cu voi în același bloc și vi-a aruncat cu ceva la ușă, da? Alte persoane faceți foarte multe drumuri, plecați, da? Aveți valize din alea care le trageți pe roți, plecați undeva, vă grăbiți, văd un bilet de agenție în mână, probabil faceți o vacanță undeva, chiar aveți față fericită, nu sunteți supărați. Vă văd că plecați la drumul lung, în vacanță, ce știu unde vă duceți. Oricum sper să vă fie bine acolo unde mergeți, să nu vi se întâmple nimic rău și îngerii să fie cu voi. Alte persoane nu credeți deloc în Dumnezeu, nici în divinitate, nici în îngeri, credeți doar în voi, ce știu eu, sunteți persoane atei, se mai întâmplă să mai fim și așa, suntem tot felul de oameni pe pământul ăsta, da? Nu credeți în absolut nimic, sunteți doar cu ideile voastre, cu concepțiile voastre de viață, cu principiile voastre, cu liberul vostru arbitru. Hai să vedem dacă se mai poate vedea ceva. Pentru unii căsnicii, rupte, divorțuri, probleme, apare ruptură în căsnicie, ruptură în inimă, ruptură în inelele voastre de căsnicie. Asta nu e neapărat că aveți ceva, neînțelegere de caracter, da? Din punct de vedere caracterial, neînțelegere sau o trădare, să zicem așa, se mai poate vedea aici o trădare și poate din cauza asta vi s-a rupt căsnicia sau o îndepărtare, unul plecat în țară străină, stat prea mult și separarea asta, îndepărtarea asta strică lucrurile, da? Un pic de suferință, pentru că sunt și doi copii aici, doi băieți mai mult văd, da? Există această suferință pentru acești copii, dar vor trece cu vederea, pentru că nu sunt copii mici, cum am eu copii mici, sunt mai mari și atunci ei pot să înțeleagă lucrurile mult mai bine. Haideți să vedem, am concentrat, să zicem, destul de mult, sper că a ieșit bine și v-ați încadrat, să vedem și pentru voi ce vă iese cu îngerul. Arhanghelul Gabriel vă spune că trebuie să vă luați puterea în mâinile dumneavoastră, toți cei care v-ați uitat, să vă aveți mai mult curaj cu voi înșivă și toate lucrurile vor fi bine atâta timp cât deciziile vor fi luate cu o anumită corectitudine, să zicem așa, și o anumită logică. Tot trebuie să existe un echilibru și în logică, pentru că de la minte la inimă sunt doar 45 de centimetri. Ar fi foarte bine dacă am putea să ne conectăm creierul cu inima. Din nefericire, nu suntem perfecți. Ca să ajungi la gradul de perfecțiune, îți trebuie multă concentrare, multe tehnici, multe chestii de genul ăsta. De multe ori gândim mai mult cu inima decât cu creierul sau de multe ori lăsăm doar acțiunea să ne conducă fără sentimente. Asta vrea să spună să vă conectați atât la inimă cât și la creier, ca să puteți să mergeți mai departe cu lucruri logice, bineînțeles și cu sentimente. Eu mă opresc aici, dragii mei, mă scuzați că sunt un pic obosită, este și ceva normal după
o noapte în care am stat până dimineața la 5 ca să fac aceste minunate ritualuri pentru voi toți. Sper că v-a plăcut și această variantă. Vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag, vă doresc o zi minunată, binecuvântată. Fie ca lumina divină să fie cu voi toți, să vă lumineze viața, sufletul, dragostea și fericirea pe unde umblați, pașii voștri să fie plini de sănătate și de noroc. Vă pup și vă îmbrățișez, vă aștept în număr cât mai mare și ne vedem data viitoare. O zi frumoasă!